Salut și v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi jucăm din nou cariera noastră cu Manchester United, episodul cu numărul 2. Până la urmă am reușit să fac acea problemă banală de fapt, dar lăsând o parte, până la urmă să vă arăt de fapt care e treaba. Aici la Game Settings, la bot, am pus acceleration, aparent era pus înainte la 0 și acum l-am pus înapoi la 50. Asta era toată schema, de care eu nu mi-am dat seama. Aici în continuare o să punem pe Ultimate ca să fie acolo cel mai greu posibil. În episodul de azi o să facem foarte multe transferuri alese de voi, ba chiar transferuri care mi s-a părut mie ok și care voi l-ați votat de fapt. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, ca să ajungem la 1k subscriber și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mereu notificări. E bine, echipa noastră arată foarte, foarte bine. Atacul este ok, mijlocul este bun, defensiva este ok. Însă voi în comentarii mi-ați spus foarte multe idei care efectiv sunt foarte multe. Adică mie mi se par multe pentru un transfer sau două, trei, câte vreau să fac. Dar au venit foarte bine, mai ales că ați votat acolo peste, cred că 60% din voturi. Ați votat Kylian Mbappé, strikerul care o să vină la Manchester United. Așa că desigur pe el o să-l transferăm prima oară. Poziția de atac l-avem pe Mbappe, în mijloc avem un jucător și la defensivă avem un jucător. Însă, înainte să trecem la transfer pe care trebuie să le fac eu, aș dori să fac chestia asta dacă nu vă supăr, eu zic că este cea mai bună decizie, ca să fim ok, să putem să începem bine această carieră. E bine, Kylian Mbappe o să coste foarte, foarte mult, nu știu dacă am bani necesari, însă eu o să încerc să mai pun și alți jucători. Kylian Mbappe trebuie să vină până la urmă la echipă și s-ar putea să fie singurul transfer pe care putem să-l facem, pentru că uitați-vă și voi cât costă, 180 81 de milioane. Însă, de fapt, înainte, haideți să mai vând eu niște jucători ca să fiu sigur că o să am bani să-l cumpăr. Bine, Jadon Sancho o să-l vindem, o să-l chem eu înapoi și o să-l pun pe Transfer Market. Greenwood la fel o să-l chem înapoi și o să-l pun pe Transfer... Oh, ok, nu pot, l-am chemat degeaba, ok. Anthony Martial la fel o să-l vând pentru că efectiv n-are ce căuta la această echipă. Nu mi se pare că este un transfer bun. MC Tomlin la fel, o să-l pun pe lista de transferi. E bine, și prima ofertă pentru Sancho, așa că acceptăm această ofertă. E bine, până când o să transferăm jucătorii, avem acest meci de jucat și echipa asta este pregătită. Eu zic că este pregătită destul de ok. Meciul acesta contra cei de la Nottingham Forest, așa că haideți să intrăm meci să vedem ce reușim să facem. Echipa lor este interesantă. Gibbs White, Sangare, Origi în atac, Elanga în dreapta, Hudson-Odoi în stânga. Ok, echipa chiar destul de bună, însă poate reușim să le facem față și câștigăm cu mare lejeritate. E bine, și începe meciul. Haideți să vedem data asta cum se mișcă. Știu sigur că mai avem problema asta, însă haideți să vedem cum o să ne sucăm noi. Ok, este pe Ultimate și o să trească să am grijă, pentru că orice atac este periculos de la ei. Așa că va trebui să joc foarte defensiv și să atac, cred că doar pe contraatac. Fază importantă pentru ei, însă ne băgăm bine acolo, Varane se bagă bine să o respinge din greșeală. Oh, șut foarte bun, însă Onana de apăr acolo. Bine, acolo contraatacul, hai, du-te Bruno, du-te, e singur cu portarul. Șutează și golazo, mă, bine mă, bine mă Bruno mă. Facem 1-0 minutul 19, let's go. Ok, în careul nostru, Nottingham Forest șutează, însă apă Onana, foarte bine Onana acolo. Cercăm aici niște pase, bun acolo, a plecat Luke Shaw, s-a dus Luke Shaw, îl vede pe Garnacho, centrare bună, însă este pe portar și o prinde fix în brațe portarul. Bine acolo, pasă la Garnacho, Garnacho șutează, însă portarul apără pentru că este în mijlocul porții. Ok, șansa lui Bruno, șutează, șutează din nou, nu pot să crezi, sare mingea la el, bă, a sărit mingea la pod, Cherry Bounce, îmi scrie aici, Nottingham Forest, minutul 41, Sangarek îmi scrie, aba nu, Origi, Origi îmi scrie aici, uite-și tu cum sare, șutează o dată, șutează de două ori și uite-și tu, sare mingea la el. Bine aici, Garnacho, pasă la Hoylund, Hoylund la Rashford, Rashford șutează însă pe portar, bă, cum a șutat pe portar, pe bune? Asta de Mount. Mount șutează, bine plasat, însă pe lângă poartă, bă, cât de aproape a trecut. Oh, fault. Fault acolo, lasă minge la mine. Oh, pasele, aici este problema, pasele. Bine, aici Bruno. Bine, Bruno, însă Bruno, bă, dar se mișcă greu și îi simt greu jucătorii, efectiv. Chiar avem nevoie de ceva rapid în atacul ăla. Bun, aici am găsit o oportunitate. Garnacho la Hoylund și Hoylund nu șutează bine, mă, da, avem nevoie de un striker, nu, chiar avem nevoie de Mbappe. Însă ce ocazie prima aici, Hoylund șutează, însă prinde portarul, bă, dar prea pe portar șutează ai mei.
Ocazie mare pentru ei, însă ne băgăm la limită. Ce aproape a fost acolo să tragă la poartă și cine știe cum tragea și se termină meciul 1-1. Da, din păcate nu reușim să câștigăm, e clar mai greu pe Ultimate, însă și atacul, nu știu, foarte lent, chiar avem nevoie de un Mbappe. E bine, prima aici foarte multe transferuri, acceptăm pasul lui Martial, acest transfer al lui Greenwood, al lui Tomani și desigur al lui Maguire. Și al lui Casemiro, să fiu sincer, hai să o acceptez și pe Casemiro. Vedem că Jadon Sancho pleacă până la urmă primul. E bine, suntem în deadline day și avem nevoie de niște jucători. Clar avem nevoie de un striker, nu așa că eu zic că avem banii data asta să-l cumpărăm. Avem 440 de milioane, let's go. Hai să vedem, hai să încercăm, să vedem dacă reușim până la urmă. Ok, Kylian, eu o să-ți ofer prima oară, băiesește un 183 de milioane. Hai să vedem, 180, mă dăm afară sau? Ok, da, s-a terminat. S-a terminat 286 cu 100 mai mult, dar e ok, hai că mai scădem. Hai totuși un 200, hai să vedem, ca tine, 200. Uite, va chiar sunt 205. Hai să vedem, 205, ok, 260. Mamă, ce s-a înroșit acolo în dreapta. 233, hai, 233. Ok, 233, nu știu dacă am dat prea mult, sper că n-am dat, dar e ok, 233, zic eu. E bine și până la urmă, am dat mulți bani pe el, dar vine Kylian Mbappé la Manchester United să ne ajute ca să completăm această carieră, let's go. E bine, îl punem aici pe Mbappé ca striker și pe bancă o să vină Højlund, nu știu când o să-l mai jucăm, dar o să-l mai jucăm. E bine, avem nevoie și de o mijlocaș și am primit acolo niște variante destul de interesante și una dintre ele este brazilian și este Bruno Guimarães, care eu zic că o să joace destul de bine. Așa că haideți să vedem, el costă undeva 67 de milioane market value, însă noi o să dăm clar mai mult pe el, așa că hai să vedem totuși. Ok, haideți să vedem, încercăm un 83, hai să vedem, 83, 99, ok, 83-900, hai să vedem, 83-900, 99 în continuare, am înțeles, deci trebuie să ne mișcăm mai departe. 85-900, 85-900, 99, bă, nu vrea, 92, 93, hai. A vrut acum, în sfârșit. E bine, și al doilea jucător care vine la echipă este Bruno Guimarães, care se stiocoșe acolo foarte bine în centru. E bine cu Bruno aici, care nu-i prea place cât de mult, dar o să schimbăm noi formația, nu-i problemă. Un 4-3-3 flat, eu zic că se potrivește mai bine. Acum arată mai bine echipa, însă mai avem nevoie de un jucător. Pe poziția de fundaș arată foarte bine echipa, n-am ce să zic, însă cred că putem să avansăm mai mult, adică eu cred că putem să facem un left back mai bun. E bine, și pe poziția de left back este clar că e cel mai bun left back din joc, Alphonso Davies, care costă foarte, foarte puțin și o să se bage acum Arsenal să-mi ia, așa că vreau să mă mișc cât mai rapid. Costă foarte puțin și e foarte bun, așa că clar o să-l transferăm. Azi vedem pe un 52 de milioane, putem să-l transferăm? Ok, mai vrea și pe Van Bissaka, nu vreau să fac chestia asta. 54 de milioane vrea? Însă 54 de milioane vrea, ok. E bine, și al treilea transfer este Alphonso Davies, un left back foarte, foarte bun, așa că ne-am rezolvat cu left back-ul. E bine, cam astea sunt transferurile. Kylian Mbappé este votat de voi. Bruno Guimarães este din comentarii, nu pot să iau efectiv orice comentariu, însă chiar mi-a plăcut acest transfer și Davies este un transfer care, sincer, am simțit să-l fac eu. E bine, și pleacă lor Maguire, wow, bă, ce tragedie, mamă, ce bine că a plecat. E bine, și am primit ofertă pentru Luke Shaw și să fiu sincer, chiar cred că o să accept această ofertă, mi se pare chiar foarte bună la preț și mai ales că nu o să-l mai folosim pe Luke Shaw, așa că n-avem de ce să-l ținem, așa că acceptăm această ofertă. E bine, și până la urmă pleacă și Luke Shaw de la echipă. E bine, și oficial s-a terminat perioada de mercato și următorul meci va fi un meci destul de greu, pentru că vom juca versus Arsenal. Aceasta este echipa lui Arsenal, să fiu sincer, chiar arată foarte, foarte bine, însă nu înțeleg unde Martinelli. Însă și Ioana asta arată bine și este pregătită pentru acest meci, așa că haide să intrăm în meci să vedem ce reușim să facem. E bine, și începe meciul contra cei de la Arsenal, un meci strâns și greu. O să văd cum o să mă descurc totuși. S-a băgat tare deja, ok. Hai să vedem Gabriel Jesus, bine pas acolo. Noi încercăm să-i blocăm toate spațiile, pasează în spate, eram sigur și reușim să ne apărăm aici. Vine acolo Mbappé, du-te Mbappé, te-ai dus Kylian, Mbappé s-a dus, haide Mbappé, nu pot să cred, de ce a șutat cu stângul? Foarte bine acolo Mbappé, însă este oprit, mamă cât de aproape. Centrarea bună aici la Pedro Gonzalez, hai să vedem cum o să treacă, nu o să treacă, bine. Un șut foarte acolo, neașteptat, însă Onana este pe fază. Foarte acolo, bine, pressing-ul de la Arsenal. Pasa este bună, șutează și înscrie până la urmă Gabriel Jesus, bă, 1-0 pentru Arsenal. Da, ne cam sparge Arsenal, să fiu sincer. Ok, încă o fază importantă, hai să vedem dacă reușește să facă ceva Arsenal. Nu se bagă la minge nimeni, nu pot să cred. Respinge-o, ok, ce aproape. Hai Mbappé, du-te Mbappé,
Du-te, Mbappé, Kylian, Mbappé, șutează în soapă, Ramsdale, what, ce a apărat acolo? Bine acolo la Rashford, dacă continuă, astfel nu prea poate, întoarce la Mbappé, Mbappé se poziționează bine, însă apare acolo, cine apare? Opa, e penalti! E penalti, nu? Ok, e penalti. Joshua Kimmich se pare că dă faul de acolo. Hai să vedem faza, nu prea am înțeles ce s-a întâmplat aici, însă cred că i-a dat la joale. Ok, penaltiul ăsta clar nu va fi bătut de Bruno, chiar dacă el de obicei bate. O să bătem cu Kylian Mbappé, hai să vedem. Kylian, 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 ok, bătem pe mijloc tare și înscriem. Ok, nu înțeleg cum trec jucătorii ăștia, dar am reușit aici să recuperăm. Bine aici Mount, a alergat foarte bine, continuă Mount, foarte bine, continuă Mount aici, foarte bine centrarea și Garnacho reușește aici să înscrie. Garnacho, mă, let's go, bine mă, Garnacho, mă, ce run frumos al lui Mount acolo, pasă de la Mbappé, centrarea foarte bine la Garnacho și Garnacho nu ratează. Revedem faza, foarte bine aici s-a dus Mount și Garnacho, ce s-a poziționat foarte bine, portarul efectiv n-avea nicio șansă. Ok, a scăpat aici Rashford, du-te Rashford, haide. Haide Rashford, vine acolo, pasă la Kylian, nu reușește, bă, cât de aproape și luase mingea până la urmă. Fază importantă pentru Arsenal, hai să vedem dacă reușește, nu reușește, apăr acolo Onana, bine Onana. Bun, acolo un șut, însă apăr acolo, însă este penalty, nu pot să cred, este penalty. A faultat Varane, bă, nu pot să cred. Minutul 78, ocazia, ocazia lor, haideți să vedem. Ocazia lor, da, și șutează în stânga și cam aia a fost 2-2, bă, cât de aproape să câștigăm niște meciul ăsta, însă înscrie aici Bukayo Saka din penalty. Vine aici Kylian, pasă la Mount, Mount aici îl vede pe Dalot, Dalot, continuă Dalot, șutează Dalot, nu, însă nu reușește, bă, dar încercăm șut de genul și portarul apără tot. Hai să acum Garnacho, 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 bine mă, Garnacho mă, minutul 86, Garnacho face 3-2 versus Arsenal, ce bine a scăpat acolo de acel fundaș, înscrie în finalul meciului, foarte aproape aici să facem egal, însă până la urmă eu zic că câștigăm acest meci. Revenem faza foarte bine acolo, pasa de la Kylian la Garnacho și Garnacho scapă până la urmă acolo și pe lângă portar, n-avea nicio șansă, 1v1 n-are nicio șansă. Garnacho efectiv e prea bun, omul meciului. Ok, șansă pentru ei. Nu, 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 nu lăsa, nu lăsa să șuteze. Asta e regula. Nu lăsa să șuteze. Nu lăsa să șuteze. Ok, blocăm acel șut, însă au un corner. Hai să vedem. Va veni până și portarul. O să încercăm aici să apărăm. Hai să vedem. Ești Onana? Ești Onana? Nu fă, te bace Onana, nu pot să cred, nu pot să cred, n-au egalat. Onana, l-am scos pe Onana și Onana nu s-a dus. Bă, ce ne-a făcut Onana, ne-a spart Onana. Nu mai zic nimic, ce să mai zic, gol la final de meci. Bă. E bine, trece peste acest meci devastator și trece mai departe, care este meciul contra cei de la Brighton. Deja în episodul de azi avem 2 galuri și deja nu-mi place, n-avem niciun win, așa că hai să vedem ce puteți face în meciul ăsta. Brighton are o echipă destul de interesantă aici, însă, da, nu este pe măsura noastră, zic că o să ne sucăm destul de bine. Mai ales că echipa asta este în formă, așa că hai să vedem totuși ce reușim să facem în meci. E bine, și intrăm în următorul meci, meciul versus Brighton, hai să vedem totuși meciul ăsta ce reușim să facem. Ocazia pentru Brighton, haideți să vedem aici cum reușim să ne apărăm, reușim până la urmă să ne apărăm de fapt. Rashford are viteză, se duce foarte bine, însă haideți să vedem dacă are și la cine să paseze. Vede acolo pe Garnacho, la doar, însă ce blocaj acolo fix la jucător. Kylian foarte bine acolo, scapă, pasa este mult la Garnacho, haideți să vedem pe Garnacho acum, pasează apoi la Kylian, Kylian trece bine, șutează, însă pe lângă poartă, bă, n-ai cum să faci așa ceva, cum să tragi pe lângă poartă Kylian acolo. Oh, ce foul, ce foul acolo. Hai să vedem totuși ce reușim să facem noi, vedem că este un galben pentru acest jucător. Ok, ocazie bună pentru noi, hai să vedem. Hai să vedem, încercăm o centrare, tocmai la Varane, Varane nu reușește să o nimerească mingea. Oprește-l, oprește-l, nu oprește-l, nu pot să cred, bă, nu pot să cred, portarul nostru nu apără nimic și nimeni nu se bagă la acest jucător, mă. Bă, 1-0 de fapt pentru Brighton, uitați-vă și voi. Nimeni nu s-a băgat pe acest jucător. Dalot s-a uitat la el, Dalot, efectiv. Ok, defensiva asta este oribilă. Oribilă, oribilă. Bă, ce se întâmplă? Nu pot să-mi dau seama. Hai, Kyliane, hai, Kyliane, hai, Kyliane. Aoleu, tai pe lângă poartă. Bă, Kylian, bă, s-a trebuit și repriza. Vine aici Rashford. Du-te, Rashford, Kylian. N-avea cum să ratezi dacă o ratai și pas la Kylian. Deja, bă, îl vindeam.
Îl vindeam. Vedem faza foarte bine aici, a plecat Rashford. Dacă nu era viteza lui Rashford, nu mai făceam faza asta și Mbappe reușește pe la urmă să înscriu. Mă, nu poți, poate nimeni să-l oprească, sunt trei jucători și nimeni nu poate să-l oprească. Mamă, ce s-a întâmplat acolo? Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat acolo. What? Câtă putere în shoot? What? Ce a fost aia acolo? Nu pot să-mi dau seama. Deci nu. Mamă, e un așa de greu pe alții mei. Nu pot, efectiv nu pot. Dacă și cu Brighton pierd 3-1, nu pot să cred așa ceva. L-am pe Mbappe în echipă, Rashford și Garnacho și nimic nu pot să fac. Hai Rashford. Șutează! Aoleu, stângul tău. Cum a trecut mingea asta? Cum a trecut și mingea asta? Este penalti, nu pot să cred. E penalti, iar Varan faultează. Bă, ce meciuri am avut, nu pot să cred. Nu pot să cred, efectiv. Hai să vedem, ia. Reușim să apărăm? Na, nicio șansă. Aoleu, 4-1. Bă, ce ne-a spart Brighton. Hai, Kylian, nu pot să cred. Cine mă la Van Dijk? Van der Sar, vreau să zic, da? Cine mă la Van der Sar de aparatul așa? Du-te, mă, aici. Nu, n-ai cum așa ceva, n-ai cum. 5-1, bă, m-au spart, efectiv. Wow, efectiv, portarul mă nu apără nici un șut. Bă, orice șut plasat lângă bară, Onana efectiv e degeaba în poartă. Uitați-vă și voi la faza asta. N-ai cum Romarinho să-i dai așa. Uite și tu. Ce-ai făcut, mă? Cum, mă, să nu aperi pe asta? Wow, ce faul mi-a făcut, omul meu. Roșu, tată, deci dacă unul e roșu, clar roșu. Și este roșu, da, clar. Da, nu putea să fie mai devreme cu nou minus. Acum s-au găsit și ei. Bruno Fernandes, marchează el, măcar atât, marchează la final. Ok, 5-2, măcar atât. Da, se termină meciul 5-2, efectiv, ne-au spart, ne-au umilit de tot. E bine dacă meciul cu Brighton a fost greu, următorul meci este contra Bayern în Champions League. Wow, ok, o să ne luăm mare bătaie de la Bayern, însă o să vedem asta în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă luați în caz că n-ați făcut deja, ca să strângem 1000 subscriber și desigur să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. Eu am fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!